Heal, vindecare, curățare, clăruire, zic cum vrei. Acolo ești. Din 3D, în 4D se sare. Imagine, imagine, toată lumea sare. Și începe nebunia. Elita, care conducea lumea 3D, magii, care cum se salvează, care cum poate, pentru că se răstoarnă totul. E un fel de, hai să lăsăm, când auzi, da, dintre ai tăi, din familie, să lăsăm totul și să mergem înainte, să lăsăm trecutul, asta e, aia s-a întâmplat, ne luăm în mâini și, în ce mâini să te iei, în cui mâini? Tu ai făcut ce ai făcut, tu știi ce ai făcut, 7 ani în Tibet, te-ai trezit, știi cine e, știi ce ți-ai curățat, ți-ai ispășit păcatele, da? Știi ce ai făcut, punct. Simularea și acum mergi pe bune. Asta înseamnă să uităm, să uităm trecutul. Asta înseamnă când îți zice cineva așa ceva, e face parte din fosta elită, din magi, din cine vrei tu. Ok. Că te simte, că tu te bași să scormonești. Scormonești, aha, și pute. Bun. Altfel nu poți, tu altfel nu poți, altfel, cum să mergi înainte, ce legacy, da, ce lași în urma ta, ca și cum, da, programelul, ar să te întorci la salvarea națiunii, bun. Înțelegi, vezi, apare în situații și în... Când, după simulare, apare în situații, te plimbi, ieși afară, te duci să iei ceva, vezi la magazin cine, de ce vroiai tu niște ligheane din plastic, erai nebunită și n-aveai nevoie, aveai tot acasă, n-aveai nevoie. Domnul, la ligheane din plastic, înțelegi cine vroia, cine era în câmpul tău energetic și își băga mâna, da? Apare o doamnă ca o gogoașă și... Na. După aia, mâncarea, nu trebuia să mănânci, ție ți era foame în continuu, ogoar. Iar, înțelegi? N-ai nimic cu omul, că e slab, că e gras, că și tu ai trecut prin ce ai trecut. Dar înțelegi cine e, cine, da? Bun. Să lăsăm trecutul să, nu știu ce. Păi, dar treci prin trecut acum, înapoi invit-o, cum să-l lași? Cui să-l lași? Și înțelegi ce înțelegi. Vezi unde au apărut lemnele, da? De la cineva care a ascuns mag sub acoperire, sărac lipit pământului, ai înregistrat mai devreme, aia cred că nu o postez. Te-ai dus și dat o bucată de pâine, o zacuscă, o nu știu ce, pentru că așa ai simțit, fiecare face asta. Și cui îi dă? Îi dă magului și magul prin bucățica de pâine și prin aia îți ia tot. Îți ia, se bagă tot, îți ia tot. Rămâi pe drumul. Și era programelul. Asta e, lași tot și pleci. Unde pleci? Ce lași? Când știi despre ce e vorba, păi nu dai în ei ca în hoții de cai, nu intră nimeni în casa ta, dar n-ai știut. Înveți acum, bun. Înveți pe ăilalți care trec prin ce au de trecut. Bun. Și nu scapă nimeni. Și elita chirdic. Asta e, n-ai ce să vă. Poate să se zbată, să se lupte, pentru că așa se întâmplă. Sare din 3D, toată lumea și începe pe 4D, începe nebunia. Fiecare, nu știu de ce, își caută să se salveze. Asta înseamnă programelele karmice, hlubust unul pe altul, nu vreau să trec karmic, nu vreau să trec prin dureri, prin nu știu ce, începe nebunia. Vezi că mi-a mințele acum, da? Pentru că mă bag unde nu trebuie, adică unde trebuie, mă bag unde trebuie, da. Clear. Nu își sare și un fel de se salvează care cum poate, dar mai ales elita care stai seama, toată viața a trăit din așa ceva, a învățat, știe și sare undeva unde trebuie să dea dă toate abilitățile celui care se reîncarnează. Se
tu, cum ai sărit, da? Care se despachetează, da? Deci omul era împachetat de mic, era super mag și super copil de... Interstellar. Și cineva l-a zăpăcit, împachetat și a stat acolo. Și acum în 4D se despachetează și normal că ce faci cu... Că chelera și răpănoasă, ori o spală, ori o lasă. Acolo e, n-ai ce să faci. Omul nu se schimbă. Tu, poate că un pic mai altfel lumea, te mai, da, mai înțelept, mai nu știu cum, dar la bază ce ești tu, nu lași, domnule, nu, cum adică? Hai să uităm trecutul și să ce? Cum să uiți trecutul? Când știi ce ți-a făcut și unde, pe unde, ce și cum, cum adică? Asta nu înseamnă răzbunare, asta înseamnă să înțelegi că nu lași trecutul în seama nu știu cui sau în plata Domnului. Lămurești lucrurile și devin un fel de răț. Prin tine se arată. Uite, aia ce îi, uite, aia cum, un fel de și ce fac acum. Și devin, ți se zice, stai liniștită. Stai liniștită că acolo e. Am înțeles, se rezolvă. Treci pe lângă casa omului care e, era sub acoperire, era, vai, de puțea, nici nu putea, nu știu cum trăia lumea în jur, da? Și salcâmii aia crescuți care se tăiau și se dădeau, lumea cumpăra, dădea bani pentru mașini de lemne, nebuneau, n-aveau, luau de la gura copiilor să le dea 20 de, cât costa? 30, 45 una era săraca. 45 de milioane am dat pe o mașină să am pe toată iarna, da? Cu burta la gură, cu copchii, cu... Și omul ce făcea? Lua banii ăștia și punea niște lemne acolo, care tot omul trebuia să le arunce. Crescute așa, lângă și, știi? Fantastic, iar mi se ia, iar mi ce tare. Da, da, da. Îți dai seama? Ăia țin, da? Magie albă-neagră, nu că vine magie neagră numai să, da? Magie albă-neagră 3D. Sunt nebuniți, șamanii, ăia te așteaptă la intrare în 4D, în 5D, ăia te jăcmănesc și te, la suflet umblă, te nenorocesc, da? Și ești ajutat divin, fiecare e ajutat divin să se ridice, fiecare, da? Fiecare, nu scapă niciunul, de-aia ești pe pământ, de-aia ai venit, de-aia te-ai reîncarnat, reîntors, zic cum vrei, bă. Și fiecare se salvează care cum poate de acolo. Și în 4D le pică fisa. Că aici e pe viață și pe moarte te lupți. Nu că trebuia să facă sau nu cu tine. Se lupta pentru viața lui omul. Deci e băgat în survivor mod. Că tu erai, că altul, asta e, că e un copil, da? Nu vede, îi se pune pleazna, îi se, trebuie să se salveze care cum poate. Și tu știind cine sunt ăștia, cu ce s-au ocupat în 3D, că au ținut așa, și la un moment dat le-a scăpat tot, nu mai iau nimic, nu că tu încă te mai alegi, să zicem, cu ceva, pentru că sare în 4D, pentru că ești cine ești, ai venit cum ai venit, te-ai despachetat, și divin ești ajutat. Acolo nu i-a ajutat nimeni divin, acolo ce s-a făcut, da, e ars pe rug, da. Cum v-ați cunoscut, te-ai cunoscut cu soțul tău actual. Și când 1670 m-a ars pe rug și eu mi-am dat cuvântul să găsesc și să mă răzbun. 1600. Cam așa e. Un fel de, dacă zici, ei, lasă, da? În primul rând nu se activează programelul bumerang care trebuie, care ăla e, da? Când se sare se... Și ăla e, în vibrație urci și se transformă organismul și vai că omul se transformă, nu mai e ăla. Nu mai e ăla înseamnă că sunt maștele altele. Nu mai e omul ăla. Tot ăla e, tot după tine. Da? Judecă după tine. Tu cum ești? Vai de mine, vai de mine ce faci. Ce ai făcut când erai tânără, când erai copil. Nici nu vorbeai. Tu te trezeai, adu-ți aminte. Rebelă, dar... Toată lumea în jurul tău, părinții, sora, fratele, cine aveai rudele în jurul, bunicile, da. Rar cine din familie, o bunică care o ții minte, care te topeai când o vedeai. Te topeai. Numai în amintirea ei se întâmplă multe.
faci, parcă te veghează, știi? Acolo. În rest, te duceai să mănânci, nici nu spuneai, nici poftă bună, nici de la masă te ridicai, nu spuneai mulțumesc, mă rog, erai într-o familie cât de cât, să zicem, respectuoasă, să zicem, da? Și tu știai ce știai. Dimineața când te trezeai, toată lumea, bună dimineața, și tu făceai atât numai. Nici nu răspundeai, nu, că făceai sau făceai. Tu ții minte cine ești, tu ții minte de unde vii, cum vii, pentru ce ai venit. E, nu te oprește nimeni. Poate să zică, să pună pleazne câte ar pune și să te țină în mreje, să se pună un pământ întreg cu tine. Să te țină în mreje și să vrei să vii cu jumătatea ta aia care te-a nenorocit, te-a distrus, numai ca să faci o ușiță ca să treacă elita prin jumătatea ta de mag, de super puper, de vibe, de măguță, de cine e, de băieții, fetele, îmbrăcați pe voi situația. Nebunești și vrei și te mănâncă ceacra a doua de cațări pe pereți. Uite, se clirui, se vindică. Nu! Nu! Acum știi ce a fost în simulare și acum nu. Măcar să fie... Nu! Nu! Acum e timpul să zici nu. Pentru că vezi, nu știu. Ai zis nu și a sărit din tine, drag știi ce a agățat. De jumătatea ta care te iubești, dar e nemunit de după tine. Și... Da? Nimic, nimic, nică la draș. Și nu e că tu ești magie albă și el e magie neagră. Toți avem și magie albă și magie neagră în noi. Toți, nu există. Până acum a fost muci, lacrimi și din astea dulcegării. De acum încolo nimic, nimic, pentru că pentru asta ai venit pe pământ. Adu-ți aminte prin ce ai trecut în survivor mode, simulare. Tu ca tu, că ești citav cât de cât, ai o vârstă, nu că minte poate aveai, era luată minte, tu aveai o vârstă, cât de cât înțelegeai, aia e ușa, acolo e Buddha la liceu, aici ai, da? Dar un copil mic care luat așa pe sus, nimic, nimic, nu se iartă nimic, punct, se pune punct și gata, și bumerangul zboară acum de... Distruge tot ce ai susținut și nici n-ai văzut țările, n-ai văzut oamenii, n-ai văzut, nu știi, vede cacul numai, te uiți la televizor, nu-ți vine să crezi ce poate fi pleazna pusă pe om. Clopotele se aud. Nimic, nimic. Închisă ușa, nimic. Dacă e cineva și trebuie să vină să-și ia ceva și ia lucrurile și se mută, are unde să se mută, nu moare de foame și nu-i pe drumuri. Nimic, și chiar dacă ar muri pe drumuri și de foame, tu ține-o tot pe a ta. Dacă tu ajuți omul, omul se folosește din sursa ta și nu are a lui deschiderea, e debil. Are deschiderea de la sursa lui. Da, trebuie să trec prin dureri, prin chinurile facere, să mă dau capul de pereți, să mă ia ambulanța la casă de nebuni, să mă închid în gratis, să mă nu știu ce, să cad pe sub mese, să fiu beat, să put, să ră... Da? 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 Și la final e premiul cel mare. Da? Ți se deschide sursa ta divină complet și îți vezi de treabă. Altfel ții, drag, știi pe cine pe lângă tine. Nimic, nimeni, nimic. Nimic, nici un pic de atenție. Bună ziua, la revedere. E cald afară, e cald. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Omul moare, omul vine să moară. Se lipește de sursa ta, pentru că ești foarte puternic, că ești în vibrație, în lumină. Omul nu înțelege, crede că ia din tine nu știu ce și se lipește iar ca pe timpuri în 3D și suge energia ta și toate alea, bunăstările. Nu mai primește, ești din alta leajă, ai urcat sus.
Moare, omul moare, omul nu înțelege. Ei, las că te iubesc, ei, las că vin înapoi, las că noi o să ne înțelegem. Omul vine să moară. Dacă omul nu-i pregătit să înțeleagă lucrul ăsta, tu ești normal, normală, da? Ție jumătatea ta și să nu o dai de toți pereții, că noaptea nici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă. Noaptea când nici nu știi. Tu nu mai ai treabă, nu mai ai frici, nu mai ai nimic. Tu știi unde ești. Și îți dai seama ce faci cu omul ăsta de lângă tine noaptea, energetic. Îl distrugi, îl tai bucățele, îl fărâmi, îl, da? Tragi din el toate energiile, îi pornești programelele toate de distrugere. Pentru că tu ești Terminator, da? Terminator M, da? Cu dragostea, cât mai mult iubești omul și ți-e drag în nebunită. Îl mănânci, îl distrugi. Asta am zis când rafla omul ce înseamnă drag în 3D, era pleazna pusă. Și omul mergea ca și ăsta în păianjen, cu dragoste și cu... Ce înseamnă dragoste, de fapt? Destrugere. Destrugi organismul omului. Omul distrugi. Da? Emoțiile care distrug. Păi lasă-mă, distrug, eu o să simt să fiu fericită, să am bărbatul, femeia iubită, fiecare cum rezonează. Și să... Cât trăiesc, asta e, măcar, știi cum era o vorbă, să furi un milion, să bei un butoi, să iubești o regină, pum. Da, ok, arde mine, bravo. Trăiești o clip, gata, nu te mai... S-a răsturnat situația, nu te mai... face jertfă nimeni. Pentru că ai pornit zâza, băza înapoi, bumerang. Și trece omul prin ce ai trecut tu. Tot, nu ca așa, dar de sute de ori mai mult. Și când o să vină, nu o să-i zici tu, te rog, jumătății tale, te rog frumos să-ți iei lucrurile, că nu. O să vină, o să zică, bună ziua, mă scuzați, cu dumneavoastră o să vorbească. Așa era întrebat, da? Mă scuzați, am venit să-mi iau niște lucruri, dacă pot să le iau, că nici nu sunt ale mele, că am tras din dumneavoastră toată viața mea și nu sunt ale mele, dar dacă nu aveți nevoie, ca să nu le aruncat, rău frumos, mai aveți nevoie de oasele astea? Era în așteptându-l pe Godot, da. Poțo și Lucky. Tot apărea Didi și ălălalt. Și erau flămânzi și ăla mânca și arunca oasele și nu vreau să vă deranjez, dar... Aș vrea să... Mai aveți nevoie de oasele astea? Oasele care... Să le roadă ce mai rămas pe el. Nu înțelegi unde e. Acolo e. Trebuie să înțelegi unde e. Că dacă vibrezi în... Nici cum, domnule, nici cum. Da? Pentru că e foarte puternic. Acolo e. Acolo e. Acolo e macazul și acolo e. Da? Și întâlnirea care nu s-a întâmplat, pe bune a fost un vis, o fantezie, în simulare. Ai zis, cum, a fost pe bune, a fost... Nu. În simulare, nu. Acum trebuie să se întâmple. Dar acum tu știi cine ești, unde ești și ce e între voi doi. Știi unde ești. Știi despre ce e vorba. Și nu mai permis, nu că nu mai permis, dar nu. Zici omului nu, că culmea e... Era gândit programelele cu magie și cu din astea și cu așa și cu, da, susține, omul singur trebuia să vrea. Da, era adus, magul aducea în nebunie, o aducea în nebunie sau ea, măguța pe el, o aducea în nebunie să îl dorească, să o dorească, da, cu cine rezonează. Și ea venea nebunită, haideți la mine. Vreți să nu știi ce? Haideți și auzeai. Tu auzeai, dar vreți? Vreți dumneavoastră? Chiar vreți? Băi, și de câteva ori, un fel de da, e dau tău. Ei, în simulare, acum când se întâmplă, nu. Păi nu, păi cum nu? Nu. Păi și eu simt că da, că se simte. Tu simți, în pat, tu simți. Simți, omul ce trimite și
simți. Și el simte ce simți tu și tu la ceea ce simți, că nu mai poți fără, că așa ai pornit programelul magic. Ne magic, zic cum vrei. E emoția care o ții în lumină. Emoția dragostei, a dorinței, a... Da? De acolo erau pornite violurile, de acolo omul nu mai avea stăpânire pe situație, nu mai se luau mințele. Și lucra numai la chakra a doua, se lucra. O, ai ce om bun a fost și nu știu ce și nu știu cum și băgat în lazdup pentru viol. Păi cum avea familie, avea... S-a umblat, s-a făcut, s-a dres, sub măști, sub... I s-a luat tot, chirdic. Magic, frumos, se întâlneau business women sau business men. Hai să ne lămurim și eram parteneri și cu cine rezonează. Eu îți cumpăr jumătatea ta. Ok, cu cât? Cu atât, asta e foarte puțin. Ultima mea propunere. Nu? Ok. Și a doua zi luat pentru viol și pentru băgat la zdup și chestii din astea urâte, urâte. Și când știi cine e lângă tine, că fiecare trece prin așa ceva, unul nu scapă. Unul. Și vezi copilul tău cu cine e și îți dai seama. Păi nu poți să zici despre fiecare, nu poți să zici despre fiecare. Știi unde ești, ți-ai asumat lumea suprapusă, știi despre ce e vorba. Tu poți să zici. A? Tu poți să zici, gata, s-a înțeles, nu se mai scrie acolo. Ma. Și nu-ți mai vine nimeni să te bată la cap. Ei să rămâi uimită. Dacă vine, vine pe ascuns pe furiș și ia tălbășiță. Și ia cana farfurie și papuci. Dai papuci, da. Își ia papuci, nu-i dai papuci nimănui. Magic se întâmplă, într-o zi nu mai vezi pe nimeni lângă tine. Pom. Când? Ieri s-a întâmplat. În simulare. Ok. Ia spune-mi asta. Înțeles? Acolo. Ok.